De 2 luni, tânăra alpinistă Crina Cocopopescu a devenit prima femeie din lume care a atins vârful Sidley, cel mai înalt vulcan din Antarctica. Tânăra alpinistă s-a întors în țară în urmă cu 2 ore și a fost întâmpinată pe măsura performanțelor sale. Așa a fost întâmpinată Crina pe aeroportul Henri Coandă. Zeci de oameni au venit să o felicite pentru noile performanțe. Bucetul este din partea echipei Observatorului. În semn de respect pentru tot ceea ce faci, ești un model și îți mulțumim mult de tot. La doar 16 ani, Crina este o persoană foarte puternică. A încheiat cu bine o expediție dificilă, chiar și pentru un alpinist cu experiență. Pentru mine a fost foarte important și niște momente pe care nu o să le uit niciodată, când am atins vârful vulcanului Sidley, fiind în prima expediție care a făcut vreodată chestia asta. Aceasta a fost prima expediție în care Coco nu a fost însoțită pe tot parcursul de tatăl și antrenorul ei. Totdeauna am încercat să-i ofer posibilitatea să se depășească. Nu? Alpinismul, în general, e un sport în care te întrești cu tine însuți. Avem o româncă care a făcut un lucru absolut excepțional și noi avem șansa să o întâmpinăm. După expediția din Antarctica, tânăra a devenit prima alpinistă din lume care a cucerit vulcanul Sidley, prima alpinistă din lume care termină circuitul celor 7 vulcani, cea mai tânără alpinistă din lume și prima din România care a atins vârful muntelui Vinson. Specialiștii au făcut o descoperire care ar putea revoluționa.